Bună ziua și bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Viața Satului, dragii mei. Bună ziua, dragilor. Eu atunci mă apuc să învăț să fac case. Aolo, deci am zis că suntem ca într-o familie și iar mă faultez. Case am făcut eu săptămâna trecută, draga mea. Mai există o variantă. Dacă te duci și urmezi cursurile la rural, antreprenor, da, te faci mai deștept și înveți lucruri mai multe. Uite, de exemplu, un tânăr a abandonat liceul la 16 ani, s-a dus pe șantier, s-a făcut șofer, a terminat și o școală. Băi, asta parcă seamănă cu tine. Da, da, sună cunosc. E ca în povestea de o spunea regretatul Toma Caragiu. El facultate, eu facultate, egalitate, da? El însurat, eu însurat, egalitate. El în Franța, eu aici, avantaj serviciu el. El cu bani, eu cu datorii. Auzi, hai că nu prea semănați. Hai. Da, nu. Hai, mai bine învățăm să facem case. Și bani. Prima dată am început la vârsta de 16 ani. M-am angajat la Poliția de Fier 2 ca fierar betonist. După o anumită perioadă, am mers mai departe cu seralul și am făcut școala de șofer profesionist. Și în 2005 am înființat firma de Romcasa de construcție. În 2007 deja lucram destul de bine, când a început, de fapt, să intre puțin criza la noi în România. Atunci am hotărât să-mi iau câțiva băieți și să plec în afară, mai precis în Franța, în Paris, și am lucrat acolo timp de 6 luni de zile ca să pot să-mi salvez firma, să nu, că știți destul de bine, foarte multe firme au intrat în faliment, acolo nu eram patron, lucram la un patron și după aproximativ cam o lună și jumătate ne-a întrebat cam fiecare, cam ce suntem, de unde venim. Mi-am explicat că de fapt sunt în România și ceea ce face el în Franța, fac și eu în România. A rămas foarte surprins și mă întreabă, și ce cauți la noi în Franța dacă tu ai... Zic că la noi a intrat puțin criza, e foarte greu, nu se mai găsește foarte mult de lucru și... Și a rămas totuși puțin uimit. În schimb, a fost foarte mulțumit de lucrările care le-am prestat acolo. Aveam oameni care lucrau și în România. Datorită tehnologiei de astăzi, internetul, telefonul și toate astea, comunicam, luam lucrările din România, aveam un șef aici care îmi trimitea pe mail toate ce însemnau proiecte și astea, eu le făceam calculul, devizul, le trimiteam înapoi în România și negociam cu proprietarul prin telefon. Mai ales, de exemplu, pe magazin am montat camere video și toate astea, inclusiv puteam să urmăresc din Franța și din asta unde eram, puteam să urmăresc ce se întâmplă în magazin în permanență. Am stat 6 luni de zile, am făcut 4 lucrări în Paris și cu banii care am reușit să-i strângem, am reușit să rămânem la linia de plutire, adică să nu pierdem firma. Întotdeauna casa mi-a plăcut mult mai mult decât apartamentul. Deci asta de fapt e unul din faptele care m-a determinat să mă la țară, iar cel de-al doilea, la noi, de exemplu, zona noastră de aici, se dezvoltă foarte mult Cristura Dunării, zona satelor, cum ar veni, pentru turism. Și cel mai mult e de lucru pe zona asta decât pe Orșova. Chiar pot să spun că Orșova, la ora actuală, e puțin un oraș cam mort. Am un prieten foarte bun în Statele Unite. Un alt amic de-al nostru l-a întrebat de ce nu vii în România. Și el a spus, știi cum e pentru noi întoarcerea asta în România, cum e pentru voi întoarcerea la țară. Rămânem cu nostalgia asta, tânjim să ne întoarcem în țară, cum tânjiți voi să vă întoarceți la țară, dar nu mai facem pasul ăsta. De faptul că Marius a reușit să-și convingă soția și că a avut suportul familiei în demersul ăsta, nu e ușor. Este extraordinar. Cu astfel de exemple, începem să facem marea schimbare. Pentru că marea schimbare, nu neapărat a României, dar a țărilor emergente, este de fapt nu de la oraș. Marea schimbare este de la țară. În sensul nu al schimbării într-un mod urban, nu al urbanizării, ci a frecvenței spiritului antreprenorial. Asta este, de fapt, marea schimbare. Pentru că țăranul este
o persoană care este legată de ce vrea natura, iar antreprenorul este legat de ce vrea el. În momentul când am hotărât să ne mutăm aici la Ișelnița, am hotărât să fac și un mic depozit de materiale. Deci am zis, eu fiind firmă de construcții, am nevoie în permanență de materiale de construcții. Am venit cu niște oferte care nu existau pe piața noastră, aici mă refer în zonă. Am pus la dispoziția clientului transportul gratuit. Puteau telefona. Le spuneam, vrem atâtea materiale, dar noi le luam, le băteam bonul de casă, mergeam mașina în oraș și clientul plătea la destinație fără să mai vine clientul la magazin. Acest fel de business l-am observat când am fost plecat în afară, în Germania. Se lucra foarte mult pe locul ăsta și am zis, trebuie să fac și eu, că va trebui să meargă și la noi. Depozitul a fost construit în mare parte cu banii de pe construcții. Aproximativ, să zic cam 60% din profit, întotdeauna eu l-am reinvestit. Nu n-am lăsat niciodată să îmi stea banul în bancă. Nu, eu am considerat că trebuie investit, trebuie întotdeauna să facem ceva nou, să putem să producem, să nu rămânem la un singur business, pentru că nu se știe niciodată dacă businessul respectiv a doua zi va merge sau nu va mai merge. Aceasta este cea mai complicată problemă a unui antreprenor, și anume să aibă piață de desfacere. Comportamentul cetățenilor, a consumatorilor, este foarte precaut și dorește lucruri excepționale, dacă se poate, la prețuri mici. Și aici, de fapt, cred că este marea provocare, pentru că trebuie să găsească pas cu pas, dacă se poate, lună după lună, îmbunătățiri pentru produsul care l-a gândit. Acum urmează un proiect foarte mare, din prisma mea, ceva care chiar pentru mine e un sufletul meu, să spunem așa. Mă întorc exact la meseria care am avut eu înainte de șofer profesionist. Vreau să facem un service auto, un service auto și o stație ITP. Deci serviciul propriu-zis va fi aici, exact unde suntem noi. Va fi așezat exact când se coboară de pe drum de acolo, se va intra în stația ITP. După ce va ieși mașina din stația ITP, va face o roată pe după clădire, iar pe aici vor fi amenajate niște parcări pentru mașini și se va ieși pe partea asta. Iar aici vor fi intrările în standurile de mecanică, vulcanizare, spălătorie, tinichigeria și geometria roților. Va fi pe partea asta de aici. Also Sie sehen, meine Damen und Herren, eine Geschäftsidee entsteht daraus, was Sie können und Sie können mit sicher. Ich habe intrat în programul de antreprenoriat Erling, care într adevăr foarte, foarte multe lucruri m-au învățat de când sunt în acest program. Bineînțeles, în același timp n-am stat deoparte. Chiar pot să spun că anul trecut am terminat facultatea de științe economice la Arad Vasile Goldiș, la o vârstă mai înaintată, dar pentru că trebuie totuși să avem ceva pregătire. Fără o pregătire, eu spun că nu se poate de nicio culoare. Școală de dragul școlii poți face oricât. Traseul educațional al omului nostru este extrem de important, pentru că a muncit, a făcut afaceri, a câștigat bani, a avut suișuri, coborâșuri, tot timpul ăsta a învățat. A făcut facultate, a făcut rural antreprenor, școală de business și tot traseul lui educațional este cât se poate de natural. În timpul liber mai avem o mică pasiune, adică eu cel puțin am o mică pasiune, un hobby, aeromodelele, navomodelele. Acum, la ora actuală, pot să spun că proiectez unele dintre ele, le proiectez și le și execut chiar eu. Acum lucrez chiar la un proiect, la un elicopter pe benzină. Un elicopter care va avea 1,80 anvergura la pale. Cam 80% din piese sunt făcute de mine și proiectate. Asta e la partea de zbor. Iar la partea auto, lucrăm la un camion acum, la un proiect pentru el. Suntem într-un stagiu destul de, să zic așa, avansat chiar. Deci câteva piese din el, asta e puntea de pe față, gențile,
care sunt făcute și totul sunt proiectate și făcute de către mine. Pe un strung, pe o freză CNC, un hobby destul de scump, să spunem așa. Dar eu, sincer, din acest hobby vreau să fac și o mică afacere. După ce termin proiectul cu mașinuțe și cu elicopterul, inclusiv să le scot în producție, în serie, să le scot la vânzare. Am discutat cu ceva firme care vând produse de modelism și de asta. Au fost foarte interesante și sperăm să reușim.